Salutare tuturor! Suntem la episodul numărul 5 din Creștinismul Redus la Esență, împreună cu Călin, a.k.a. Logosul. Salut, Călin! Salutări! Astăzi vom dezbate două capitole interesante din cartea Creștinismul Redus la Esență de C.S. Lewis. Este vorba despre morala sexuală și căsătoria. Două subiecte care poate vi se par ciudate când vorbim despre esența creștinismului, dar pe care C.S. Lewis le-a considerat importante în creștinism și a decis să le includă în această carte. Călin, de ce crezi că a fost necesar ca C.S. lui să introducă subiectul moralității sexuale în cartea lui despre creștinism? După cum știm și sperăm că ați urmărit episodul trecut, C.S. lui vorbește despre virtuți, despre cele patru virtuți cardinale în principiu și atunci este și normal să vorbim despre ce înseamnă castitatea sau modul benefic de a întreține un act sexual, dar și... Um, cum să evităm pofta care știm că este una din cele șapte vicii? Practic, nu poți să separi subiectul sexualității de moralitate. E o componentă a moralității. În, în legea morală apare și sexualitatea și sexul s-a considerat necesar. Dar eu nu, nu cred că doar ăsta a fost motivul. Cred că unul dintre motive este și poziția radicală a creștinismului vis-a-vis -vis de sexualitate. În creștinism există doar castitate sau căsătorie. Nu există nimic între. Și asta s-ar putea să fie foarte ciudat pentru societate. A zice pentru societate în general, nu neapărat din timpul nostru, ci din toate timpurile. Pentru că firea noastră ne spune că actul sexual e de dorit să se întâmple oricând, oricum, cu oricine. Asta e mesajul care le transmite firea, în general. Iar creștinismul zice nu. Designul său de Dumnezeu este ca omul să întreține relații sexuale în, între bărbați și femeie în cadrul căsătoriei, adică în cadrul unui angajament pe care l-a făcut. Și acum o să revin cu o poveste interesantă și are legătură cu adolescența. Când eram adolescent, îmi puneam problema asta, am înțeles că Biblia, o carte pe care eu o citeam în perioada respectivă, am înțeles că Biblia se opune sau promovează castitatea. Dar niciodată n-am înțeles de ce aici era conflictul între societatea în care trăiam și societatea în care trăim, de fapt, și Biblia. Și îmi puneam întrebarea asta, de ce nu e ok să ai relații sexuale în afara căsătoriei? Trebuia să încerc să-mi dau seama care e varianta corectă. Și atunci am făcut așa un pros and cons și am zis, ok, Biblia se opune relațiilor sexuale în afara căsătoriei, de ce oare? Și niciodată n-am luat în, în considerare ideea de morală, eu am considerat că are legătură cu natalitatea, are legătură cu faptul că s-ar crea o dezordine socială dacă ar rezulta mulți copii în afara căsătoriei, sau cum ar fi dacă o, nu știu, o tânără de 18 ani care nu are mijloace să-și întrețină uh, copilul, rămâne însărcinată și este abandonată de, de tatăl copilului. Și astea au fost niște au fost chestii sociale și economice pe care, pe care eu le-am găsit, dar niciodată mi-am pus problema de morală. Și am zis, păi, uite, nu mai este relevant ce zice Biblia, pentru că între timp, știința, medicina, a venit cu niște soluții. Revoluția sexuală a avut loc acum ceva timp, și de atunci încoace, oamenilor li s-a dat libertatea să întrețină relații sexuale fără riscul unei sarcini nedorite. Avem, practic, metode de contracepție care rezolvă problema unei sarcini nedorite, în cele mai multe cazuri, dar nu se rezolvă problema moralității. Și, Călin, de ce crezi tu că Dumnezeu nu vrea să avem relații sexuale în afara căsătoriei? Care e factorul moral aici? Dacă sunt să ne gândim, sexualitatea are în sine un lucru moral, da? Și um, știm că există anumite acte sexuale care nu sunt bune, da? Nu o să le numim aici, dar știm că există anumite lucruri care nu sunt bune să fie făcute. Și de asemenea, putem lua la cunoștință faptul că actul sexual e mai mult decât ceva fizic. E o diferență între a ataca fizic pe o femeie sau a o viola. Și și o femeie în sine, dacă îi se întâmplă așa ceva, are experiențe diferite. Este mult mai tragic să se întâmple actul sexual decât să fie doar un abuz fizic. Înțeleg. Și practic atunci intervine faptul că actul sexual e mai mult decât ce numim noi sex în ziua de astăzi și Dumnezeu are niște reguli clare de morală. Răspunsul pe care l-aș da eu dacă aș pune întrebarea dinainte ar fi Dumnezeu are o morală foarte înaltă cu privire la cuplu. Dumnezeu vrea ca prin uniunea sexuală să creeze un singur trup. Și zice, bărbatul se va uni cu femeia și vor fi un singur trup. Asta înseamnă că uniunea asta e o uniune fizică, emoțională, intelectuală, spirituală. Și de fapt Dumnezeu vrea să ne protejeze prin legea lui morală ca să putem atinge nivelul ăsta de săvârșit de uniune care se poate întâmpla doar într-o relație de căsătorie între bărbat și femeie. Și societatea cultura, inclusiv firea noastră, ne transmite că e de dorit, e facil, e ușor să avem uniunea asta sexuală oricând ne-am dorit noi. Lăsând la o parte o carte atât de demodată cum ar fi Biblia sau atât de veche cum este Biblia și uitând că de fapt există o moralitate în spate și că legea morală și cum ai zis tu, nu e mai moral să-ți minți doar prietenii și să nu-ți minți familia. E la fel de imoral. Tu nu, poți să, tu nu poți să reduci moralitatea la un subset. Tu trebuie să aplici moralitatea în ansamblu. Moralitatea nu e paharul de apă care îl bei, e marea în care noți. Ea se aplică în toate, uh, în toate uh, lucrurile. Și atunci, dacă este imoral să întreții relații sexuale, să zicem, cu un minor, conform standardului lui Dumnezeu sau standardul moralității, este la fel de imoral să ai relații în afara căsătoriei. De ce? Pentru că cel care a emis legile morale a zis asta dar noi încercăm să găsim niște trepte, niște nivele de moralitate și lucrurile care suntem confortabili le vom considera morale. De asta în societate, în timp, o să vedem că s-au schimbat standardele moralității. Probabil că acum 100 de ani mulți oameni nu aveau relații în afară, sau majoritatea. Înainte de nu întrețineau relații sexuale, să zicem, în societatea occidentală pentru că era tabu, pentru că era considerat greșit. Între timp s-au schimbat standardele de moralitate, dar din perspectiva lui Dumnezeu, morala a rămas aceeași. Este la fel de greșit. Și problema care o aveam eu când mi-am pus întrebarea este că niciodată nu am în considerare morala. Am luat în considerare doar natalitatea. Și de multe ori, astăzi, dacă un tânăr se îndrăgostește de o tânără, cea mai mare frică a lor, evident că simt dorința asta sexuală. Și asta e o dorință lăsată de Dumnezeu și o dorință naturală care te împinge, dacă ești băiat către o fată, și te împinge la o relație de căsătorie, la angajament, dar de multe ori oamenii ajung acolo și se realizează doar o uniune sexuală. Cea mai mare frica lor nu este că încalcă o lege morală. Cea mai mare frica lor este că s-ar putea să aibă parte de o sarcină nedorită. Și știința și medicina au rezolvat problema sarcinii nedorite, dar problema moralității nu poate decât să o, să o trimită în spate, dar ea va reveni în fiecare societate sau în fiecare etapă istorică cu aceeași problemă. Nu este moral ce am decis eu, este moral ce a decis cel ce a creat morala. Da, este foarte interesant cum spune și tu. Instinctul în sine nu este neapărat bun sau rău. Și C.S. Lewis face o comparație destul de interesantă între striptis, da? Sunt mulți oameni care merg la un show de striptis și zice: "Gândiți-vă dacă s-ar aduna mulți oameni și ar veni cineva cu o farfurie cu un capac și ar ridica încet capacul" Și de desubt ar fi mâncare. Și zice, nu vi s-ar părea asta o pervertire a poftei de mâncare? Și lucrul care este foarte interesant e că la ora actuală avem show-uri de televiziune care fac lucruri similare. Avem, avem influenceri care se pun în fața camerei și mănâncă. Mănâncă în exces sau... Pentru că nici C.S. crede cred că nu-și imagina cum va evolua morala în societatea vestică. Sizuiz, neconfortabil când vorbește despre sexualitate, dar zice un singur lucru. Și poate atunci să aducem și noi aminte de lucrul acesta. Să nu credeți că Dumnezeu e împotriva relațiilor sexuale. Relațiile sexuale sunt invenția lui Dumnezeu, sunt designul lui Dumnezeu, și plăcerea care rezultă din uh, relațiile astea sexuale este tot designul lui Dumnezeu, este prin designul lui Dumnezeu. Și zice cineva, dacă cumva te rușinezi de faptul ăsta, nu uita că în Eden, în Grădina Edenului, probabil înainte de căderea în păcat, relațiile astea dintre bărbați și femeie generau mai multă, mai multă plăcere. Asta zice C.S. Lewis în cartea lui. Probabil că lumea are părere, creștinismul se opune relațiilor sexuale, sub nicio formă. Creștinismul încurajează relațiile dintre bărbați și femeie, dar doar în cadrul căsătoriei. Dacă citiți pasaje din scrise de Apostolul Pavel, o să vedeți că el îi îndeamnă pe soți să-și îndeplinească rolul ăsta sau el zice îndatorit chiar față de, față de celălalt. Și Călina mi-a zis un argument fain când unii oameni ar întreba sau unii care nu cred în Dumnezeu ar zice da, da, că Dumnezeu se opune sexului și care-i care răspunsul tău? Răspunsul meu ar fi să se uităm un pic în jur pentru că dacă ne uităm, de obicei familiile creștine au cei mai mulți copii care indică un anumit lucru despre sexualitate, nu? Și e un subiect atât de Ciudat în ziua de astăzi, când avem o pandemie de pornografie, avem o pandemie de, de oameni care nu mai interacționează, bărbați singuri, femei singure, care au acest impuls și asta trebuie cumva consumat într-o formă sau alta, am înțeles că, de fapt, cel rău vrea să pervertească tot ce e bun. Și dacă sunt tineri necăsătoriți, vrea să-i unească sexual, iar dacă sunt cupluri în familie, vrea să-i despartă. Exact inversul pe care vrea să-l facă Dumnezeu. Dumnezeu vrea să îi unească pe parteneri căsătoriți și vrea să îi facă pe ceilalți să se abțină până în momentul căsătoriei. De ce? Pentru că așa e mai bine pentru noi. De ce? Pentru că așa a zis Dumnezeu, pentru că el e autorul moralei. Poate părea ciudat, dar nu există o metodă mai sănătoasă de a te reporta la sexualitate. Și probabil că societatea va încerca diverse variante și se va convinge, în esență, de adevărul acesta. Hai să trecem mai departe la următorul subiect, altfel nu ne mai încadrăm deloc în timp. Următorul capitol este direct pe această temă și este căsnicia, pe care C.S. lui o definește foarte biblic, ce anume când două persoane devin un singur trup. O altă idee specifică creștinismului este că uniunea pe care o face Dumnezeu, una dintre un bărbat și femeie, transformă doi indivizi într-unul singur. Asta înseamnă că o să avem o problemă când îi despărțim. E ca și cum ai amesteca un aluat cu vanilie, unul cu cacao, L-ai pune acolo în malaxor, în mixer și la final ai vrea să mai separe luat cu cacao de cel cu vanilie. E imposibil, nu mai ai cum să se separe pentru că s-au contopit. Și asta este și căsătoria creștina, e o uniune perfectă. Acum vreau să te întreb, Călin, uh, era și lui căsătorit când a scris cartea asta? Era exact ca noi doi, adică nu era căsătorit. Deci era nu era neapărat un expert. Nu era neapărat un expert și nu știu dacă el s-a căsătorit la o vârstă destul de înaintată. Uh, a trăit căsătorit patru ani de zile din cauza că soția lui a decedat, nici nu cred că își mai imagina că se, se va mai căsători. Dar el a zis că e un, e un aspect important al creștinismului. De ce, Călin, căsătoria iară e un lucru important? Pentru că, că prin căsătorie nu înțelegem doar uniunea între un bărbat și o femeie, ci înțelegem și responsabilitatea pentru generațiile viitoare de creștini și educarea lor morală când am mai discutat noi doi pe subiectul ăsta, tu mi-ai dat un răspuns care mi-a plăcut un pic mai mult pentru că a fost mai general. Ai zis că creștinismul nu e un lucru care îl trăiești singur. Îl trăiești în primul rând în biserica universală, apoi în biserica locală, apoi îl trăiești în familia ta, în casa ta, cu soția și copiii tăi, până îl trăiești individual în relația ta cu Dumnezeu. Și practic de asta e miza mare a căsniciei. Și s-ar putea ca în căsătorie să fie locul în care noi suntem prelucrați cel mai mult. Și căsătoria, unii ar zice că după decizia de a crede în Dumnezeu, e a doua cea mai importantă decizie din, din viața ta și atunci are o influență destul de mare asupra vieții. Și Dumnezeu are și aici niște standarde. Care sunt standardele cu privire la căsătoria creștinilor? Sau ce consideră Dumnezeu ca fiind designul de căsătorie? Designul de căsătorie este destul de logic, un bărbat și o femeie, plus după copiii care. Potențial urmează din acea căsătorie, și în această căsătorie intră mai multe virtuți, deci nu intră doar sexualitatea, ci intră și lucruri precum ar fi justiția, pentru că cei doi, la altar sau unde aleg să fie căsătoriți, depun anumite jurăminte care trebuie să le respecte. Față de cine depun jurămintele astea? Față de trei categorii, să spunem. În primul rând, față de Dumnezeu, aici, chiar dacă este o, o căsătorie creștină sau nu, este un legământ care vine din divin, să spunem așa, în al doilea rând față de partener sau parteneră și în al treilea rând față de societatea în care trăiesc, pentru că un cuplu căsătorit au anumite responsabilități sociale. Și C.S. lui zice că dacă tu trăiești în concubinaj cu cineva și nu ești căsătorit, din perspectiva creștină este un păcat, dar dacă nu ești convins că vrei să rămâi cu persoana asta pentru restul vieții tale, nu te duci și te căsători pentru că pe cine vrei să înșeli? Pe Dumnezeu? Societatea? Sau pe celălalt? Ești un ipocrit. Și el nu zice nu te căsători și nici nu zice continuă să trăiești în concubinaj. Zice, puneți problema să înțelegi ce căsătoria. Și cum ai zis că e un cumul de virtuți și el, îl leagă de uh, virtutea asta cardinală, valoare cardinală a dreptății sau a justiției, pentru că tu îți dai un angajament. Și dreptatea vine și în sensul de a te ține de promisiunea pe care ai făcut-o. Și Sieslui zice că nu are legătură atât de mult cu sentimentele tale, ci cu angajamentul pe care l-ai făcut. Și în momentul în care un bărbat se îndrăgostește de o femeie, nu e vorba doar de sentiment, e vorba de angajament. Și el zice, dar gândiți-vă că e foarte logic. Nu înțeleg de ce lumea e atât de speriată de căsătorie, pentru că orice tânăr îndrăgostit, care trăiește dragostea aia, puternică, să zicem adolescentină chiar, simte nevoia să facă promisiuni celuilalt. acum dacă oricine ascultă podcastul ăsta, bănuiesc că majoritatea dintre noi am fost îndrăgostiți o dată la, sau măcar la un moment dat, am primit promisiuni și am făcut promisiuni. Și de acolo a venit tragedia, de fapt. De-aia ești rănit în dragoste, pentru că nu s-au împlinit promisiunile astea. Dar tendința naturală a omului îndrăgostit este să facă un commitment. Iar tendința Morală sau valoarea morală a omului ar fi să se țină de promisiunea respectivă. E ușor să faci uh, promisiuni, dar e nevoie de foarte multă tărie morală, caracter, ca să te ții de promisiunea respectivă. Uh, lui zice căsătoria e o urmare naturală a relației de dragoste dintre un bărbat și o femeie. Și ce se întâmplă în căsătorie la un moment dat cu sentimentele călin. Dacă încep așa puternic, ce zice lui că se întâmplă? C.S. lui zice practic faptul că o căznicie, da? Sau un început de căznicie este între două persoane îndrăgostite. Dar această îndrăgosteală cu timpul devine tot mai slabă. În schimb îi poate lua locul dragostea. Și are anumite imagini, eu voi aduce numai una în imagine. Să spunem că este vorba de o persoană care vede pentru prima oară orașul, ce știu, Barcelona. Se îndrăgostește de el, de cum arată, da? e o îndrăgosteală și alege să se mute acolo. De acum încolo eu vreau să, lucre, să, să trăiesc și să lucrez, să-mi petrec viața în Barcelona, da? E, cu timpul nu o să mai aibă această îndrăgosteală, pentru că devin lucruri cotidiene, devin, devin lucruri obișnuite. Dar în schimb persoana poate să găsească moduri noi de a privi orașul, activități noi de a le face în oraș, pentru a menține acea dragoste care are pentru oraș. Și de fapt, după îndrăgosteală vine dragostea, care de fapt e o rutină care menține angajamentul făcut din dragoste. Nu-i neapărat fără tragere de inimă, ci uh, cred că, cred că Dumnezeu binecuvântează angajamentele de genul ăsta și a rămâne credincios. Și Dumnezeu zice că El e un Dumnezeu credincios. El, el, el zice că, bineînțeles, el are toate atributele la modul absolut, dar el vrea cumva să ne arate și nouă, sau să ne facă și pe noi în căsătorie, să reflectăm atributul ăsta al lui. Și probabil că nu poți să ajungi nicăieri în niciun fel de asociere umană dacă nu ai commitment, dacă nu ți ții promisiunea pe care ai făcut-o. Și nu poți să ajungi la un anumit nivel. Și ZS lui zice, nu e ok deloc dacă tu după câțiva ani te îndrăgostești de altcineva care e mai frumos, mai inteligent și mai, are mai mult simț al umorului și vei considera că, ți -ai, că s-a stins dragostea și acum ai găsit dragostea adevărată, pentru că dacă vei face lucrul acesta, șansele sunt ca peste câțiva ani să ajungi în aceea situație în care iară vei considera când vei întâlni o persoană mai interesantă că nu ai trăit dragostea adevărată, că n-ai întâlnit persoana potrivită. Și acum noi nu suntem căsători scălini. Noi nu suntem suntem ca și C.S. Lewis. suntem perfect uh, uh, pe subiect, aș zice. Da? Exact ca și el. El și-a permis să scrie asta într-o carte, noi discutăm într-un podcast, dar am observat și eu pattern de oameni care au fost divorțați de patru ori. Acolo e clar ceva nu e în regulă. Și atunci cred că C.S. Lewis zice, uită de fluturi și uită-te la angajament. Cam asta ar fi definiția uh, corectă sau sănătoasă a căsătoriei. Și mai zice un lucru important. Există o ierarhie în căsătorie sau nu? Există o ierarhie și C.S. lui practic pune două întrebări. Prima este de ce ar trebui să există o ierarhie și al doilea cine este superior în această ierarhie sau cine este capul. La prima întrebare este următorul răspuns. Să spunem că este o neînțelegere și nu se poate rezolva prin discuții, prin dezbateri, prin lucruri de genul. Și, practic, Bărbatul are un vot, femeia are un vot. E, un vot contra un vot rămâne o discrepanță, nu se poate alege ceva. De aceea, unul dintre ei trebuie să aibă un as în mâine, ca să spunem, să aibă, în unele situații, o valoare mai mare a votului pentru a lua o anumită decizie. Și atunci întrebarea se pune, ok, și cine ia această decizie? Și CS-Luis, pe bază cel puțin socială, spune faptul că. Din ce se poate vedea, femeia este mai mult responsabilă pentru lucrurile interne în familie, pe când soțul este cumva cel ce e o pârgă între familie și societate. De aceea, în ce privește lucrurile legate de societate, bărbatul este capul familiei. Foarte fain ai răspuns. Ai răspuns în așa fel încât să nu uh, ridici mari semne de exclamare, a zice, către persoanele care... Uh, sunt împotriva acestor păreri, dar C.S. lui a zis, știu că părerea asta nu este una populară. Știu și el el a scris cartea asta cu mulți ani, da, multe decenii și el a înțeles de atunci că nu este populară ideea asta. Nu este populară ideea că ar exista un lider în căsătorie, foarte multe cupluri consideră că ei sunt uh, egali și... Uh, ei vor decide, vor, vor dezbate foarte mult. Acum, Dumnezeu a lăsat o ierarhie, iar nu e o chestie populară, dar trebuie să știe oamenii care vor să se raporteze la creștinism că Dumnezeu zice în felul următor. Bărbatul a fost lăsat cu autoritate în familie și el are și o autoritate asupra lui. Dar autoritatea asupra lui este Hristos. Și, de fapt, autoritatea nu trebuie privită ca ceva care îți dă dreptul la tiranie, ci la o responsabilitate uriașă asupra celor pe care îi ai sub autoritate. De asta noi suntem super fericiți că suntem în NATO, dar asta ne impune și niște uh, obligații și responsabilități față de NATO. Trebuie să contribuim cu o anumită uh, forță combatantă pentru NATO iar dacă cumva se întâmplă ceva, NATO ne va proteja dacă suntem atacați de, de un stat din afara NATO. Așa că așa aș vedea lucrurile acestea. Nu aș vedea ca un lucru extrem de negativ. Există acum niște curente interesante, uh, știm și Știm cu toții ce înseamnă uh, feminismul toxic, toxic aș zice, dar au apărut și niște reacții, cum ar fi Treadwife Dacă o să vedeți, sunt, sunt femei care au redescoperit nu știu, adevărul ăsta, și le expun pe rețele de socializare. Creștinismul e destul de clar: Isus este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii. I s-a dat autoritate în familie și o responsabilitate uriașă. Este o complementaritate între ei. Dar cumva el va fi responsabil pentru toată familia lui Și atunci el zice că liderul este cel care e vinovat de tot De obicei bărbații sunt vinovați de tot ce se întâmplă în familie Și atunci iar ne arată încă o dată că ei sunt Ei ar trebui să fie sau ei autoritatea Li s-a dat o autoritate peste familie. O idee total nepopulară În ziua de azi înțeleg lucrul acesta Specifică creștinismului Am cam epuizat subiectul alucat celor două cărți Am discutat astăzi despre morala sexuală și căsătorie le-am luat cumva la pachet pentru că sunt legate una de cealaltă și am considerat potrivit să alocăm puțin mai mult timp acestor subiecte, pentru că uh, sunt subiecte practice ale, ale vieții și care ne impactează pe fiecare dintre noi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, să mulțumesc, Lin, că ai avut răbdare să terminăm și episodul ăsta. Nu uitați de participare la tombolă: dacă comentați pe canalul de YouTube logosul, veți avea șansa să participați la o tragere la sorți. Prin care veți putea câștiga, dacă sunteți extrași, un volum din creștinismul legat de esențe de CS Lewis. Ne auzim data viitoare cu următoarele capitole din cartea pe care o studiem. Numai bine vă dorim! Doamne, ajută!